dragii colegi din Ministerul Culturii și din MNR, stimați invitați, este o ocazie rară în acest an să ne revedem și într-un număr mare și pentru acest lucru vă felicit și vă mulțumesc. Mulțumim tuturor reprezentanților instituțiilor care ne-au fost alături și care, bineînțeles, și în această seară ne sunt alături și tuturor prietenilor, colegilor din partea instituțiilor care astăzi ne-au făcut onoarea să ne fie alături. Așa cum este și în viață de altfel, atunci când este cel mai greu, doar prietenii îți sunt cu adevărat alături, ei bine, această expoziție nu ar fi avut loc astăzi fără sprijinul pe care l-am primit din partea Asociației Prietenii Muzeului Național de Artă. De 26 de ani, asociația noastră lucrează împreună cu acest colectiv minunat al Muzeului Național de Artă, dar este prima oară când sprijinim complet o expoziție. Vă mărturisesc faptul că suntem foarte bucuroși și profund emoționați totodată și că am așteptat de mult acest moment al reîntâlnirii cu dumneavoastră. Este foarte important ca publicul să simtă că este dorit, că este o casă deschisă pentru cei care se apropie de frumos în vremuri tulburi. Este un sentiment extraordinar să fim prezenți în cel mai mare muzeu al țării, într-o expoziție care pentru prima oară întrunește tablouri din marile colecții din mai multe orașe ale României și de la Budapesta. Cu ocazia acestui eveniment de 200 de ani de la nașterea pictorului Rosenthal, am avut bucuria pe care eu mi-o fac din când în când de a veni și de a face un tur al galeriilor cât am putut și de a mă reîncărca energetic cu lucrurile care îmi plac cel mai mult. Până la urmă, în afară de muzică, cred că pictura este cea care mă însoțește peste tot în activitățile mele de suflet. Trebuie spus că este a doua expoziție monografică realizată în țară, după cea din 1970, care însă a cuprins doar 11 lucrări și nu a fost însoțită de niciun catalog. Cred că în cei 200 de ani de la nașterea lui Rosenthal este prima oară când cineva poate să-și facă o vedere de ansamblu și să înțeleagă cu adevărat ce a însemnat pentru pictura românească Constantin Daniel Rosenthal. Personalitatea sa proteică, aș putea spune, eroică, aș putea spune, merita o asemenea expoziție și la fel mă bucur că există și un catalog care însoțește această expoziție, pentru că e un moment cultural de extrem de mare însemnătate. Rosenthal a fost un artist care s-a dedicat trup și suflet creației și revoluției. A creat într-o perioadă extrem de tulbure, într-o perioadă revoluționară, într-un timp revolut. Sunt convins că opera sa este cu atât mai mult apreciată și valorizată în aceste vremuri de încercare. În timpul care nu are răbdare cu arta, sunt create mari valori. Ne întoarcem la ce este cu adevărat important, la conștiința noastră națională. Este o invitație de a îmbrățișa împreună trecutul spre a privi și a descifra viitorul.